sacru sau profan? Se întreabă Laurențiu de Mișcă. Ne și întreabă. Vă ce să vedeți expoziția? Mai stă aici timp de 3 săptămâni. S-ar putea să găsiți răspunsul neașteptat pentru noi. Este și sacru și profan. De Mișcă, etern, fascinant, mereu surprinzător, și-a găsit frontierele pe care le mută. El este un om care își construiește noi frontiere, noi frontiere. E, dacă vreți, un om într-o dinamică perfectă, dar care nu este absolut deloc entropică. Să folosesc un cuvânt pe care mulți români l-au uitat și care se potrivește foarte bine pentru situația actuală din România, poate cu accent pe cea din Piatra Neamț și județul Neamț. Veniți așadar să-l cunoașteți și noi ipostaze pe Laurențiu de Mișcă. E ziua culturii naționale. Începem și noi sezonul expozițiilor pentru 2022. Și ca să parafrazez o zicătoare, nu e pentru cine se programează, ci pentru cine este pregătit. Cum bine știm, Laurențiu de Mișcă este tot timpul cu arma la picior. A spart gheața și în 2021 și pentru 21 a fost ca șarpele Uroboros, cel care își mănâncă coada. El a început cu prima expoziție și a sfârșit la ultima expoziție în chip de artistul anului. Acum ar fi trebuit să fie programat, de fapt era programat pictorul Băcăoan Aurel Stanciu, însă din motive de pandemie a trebuit un înlocuitor. La cine să apelezi care e tot timpul pregătit decât la Laurențiu de Mișcă? La mulți ani pe anul ăsta tuturor, le doresc să fie bun, iertător și să aibă sănătate ca să poată să le ducă pe toate. Asta e sloganul meu. Este pentru prima oară când prezint publicului preocupările mele în iconografia bizantină și preocupările în tematica religioasă sau în imaginea religioasă, aș putea zice. Iconografia am început-o de la 18 ani. Pe vremea aia nu prea existau informații de inspirație bizantină, în sensul că cunoșteam școala lui Rubiov, școala lui Teofan Grecu și cam atât. Restul, după ce s-au deschis granițele, am avut ocazia să cunosc o iconografie în care, într-adevăr, canonul este strict, dar am reușit și firea mea de artist, să mă joc în canon, așa e un termen zis la iconari. Mai mult am luat-o ca o cercetare, iconografia. După cum bine știți, icoanele mele au și invenții în tehnică și în prototipuri. Respect prototipul bizantin, dar firea de artist mi-a permis să intervin. Asta numim sacralitate, deși icoana se cunoaște ca o poartă către divinitate, o fereastră cu divinitate. Eu, fiind și de structură, pot zice structură, sunt catolic, am avut, știu, în sânge, să zic așa, și tehnica vitraliului și unele biserici pictate, contemporane, pictate de artiști. Bineînțeles, ortodoxia sau iconografia a rămas, știu, conservatoare, clasică și continuă canonul. Bineînțeles, școala românească are diferite stiluri, de la stilul brâncovenesc sau, știu, mai sunt niște nume, nu vine acum. Ideea e că am vrut să spun
prin reprezentările care le fac eu în așa zisa artă profană, până la urmă e tot un dialog cu divinitatea sub alte forme și după cum observăm, dacă vedem și eu templele indiene, acolo e altfel de, se exprimă la zeități, dar sunt forme de spiritualitate, să zic așa, în care omul are nevoie de acel ceva supranatural. Și în expoziția de față vedeți variante de răstignire în stilul meu, care pot fi, bineînțeles, și văzute ca vitrali în catedrale. Adam și Eva contemporană, veșnicul meu subiect, că dacă nu era povestea asta, nu ajungeam la păcat original. Sau... Și mai am și varianta dacă nu păcătuia Eva, păcătuia Adam, se schimba istoria. Deci sunt niște problematici care eu mi le pun prin intermediul artei și, repet, iconografia pentru mine este ceva, cum se spune, într-adevăr, ca un dialog mult mai direct către divinitate. Și mai aveți și iarăși, dacă Iisus ne-a transmis iubirea, este un tablaj mic acolo, l-am intitulat Iisus și Cupidon, și Cupidonul transmite iubirea. Deci sunt tot fel de jocuri în ale dialogului creștin, să zic așa. Inspirația vine din recent mult la istoria creștinismului sau la am citit la master, am dat istoria religiilor. Sunt preocupări lăuntrice, noi suntem o fire duală între sacru și profan, deci ne interogăm pe noi. Rămâne de ales dacă rămânem sacri, adică știm că avem divinitatea noi, sau rămânem profani.